Deci, astăzi vorbim despre paralele pentru dreptul Duh. Paralele pentru dreptul Duh. Sau cu voidul. Să și cu denumirea de cuboit în mai mult. Și la punctul 1, bineînțeles, o mică recapitulare, nu știu în ținea anterioară. Recapitulare cu mașinților anterioare. Câteva lucruri despre iată, am văzut cum se desenează. Vom pleca cu o bază care ea este un dreptunghi în spațiu. Dreptunghi în spațiu vedem ca un paralel. În fiecare vârf ABCD ridicăm patru multilaterale care vor fi și înălțimi. Și punctul. Punctăm aceste trei dintre. A prim, B prim, C prim, D. Care elemente? Și sunt aici anumite elemente. Paralele pentru. Elementele paralele pentru, bineînțeles că vorbim de baze. Sunt bazele, două baze. Și anume, la paralelite avem A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, care sunt dreptunghi, da? În afară de cele două bare, A, B, C, D și A prim, B prim, C prim, D prim, care sunt dreptunghi, discutăm și de petre laterale, care sunt A, B, B prim, A prim, B, C, C prim, B prim, C,
c'è prende, prende, invece aveva fatto pezzo la terra. Tutte le pezze della terra della parete sono tutte lunghe. Și aceste fețe sunt două două legale. Fața de pânghiul 2 ce prind de prim este, este la fel cu fața AD de prim a prim. Fața AB de prim a prim e la fel cu fața DC ce prind de prim. Deci avem fețe la fel. Ce le numere A, B, B prim, A prim. Care a zis că este asemenea, este identică, era de aceeași lungim și lățim cu D, C, C prim, D prim. Fața B, B prim, C prim, C. Care este identică cu fața A prim, B prim, de A. Vă vedeți să zic congruente pentru că noi nu avem, avem congruență de dreptunghiuri. Numai triunghiurile sunt congruente, avem cercuri congruente, dar nu avem, avem dreptunghiuri congruente. Da. Deci avem toate fețele laterale, toate fețele laterale sunt dreptunghiuri. Care vom
portato il miracolo di Martin. La cosa che è una simile sono mai pago. A salvo sempre importante per il presente un corpo. Ma le nazioni, infatti, queste voci distanze oltre le basi, le nazioni non riuscivano più. Sono già infinite anche le nazioni. La ultima parola, buon buone. Apri, dico buon buone, tanto nazioni vere. Apri, vedi qui. Comprendo, c'è qui. Comprendo, c'è qui. Prima pratica, le notiamo i carnazzi, pentru ca să ne folosim un capul de el. Deci, atât, și de aceea să mai avem vârfuri. Adică, punctele A, B, C, D, sunt opuri. A prim, B prim, C prim, D prim. Însă, la paralipet, mai discutăm de un element important. Și avem diagonal. Diagonala paralipedului, practic, este segmentul ce unește un vârf al unei baze cu vârful opus de cealaltă bază. Spre exemplu, diagonala paralipedului poate fi D prin B. Deci, eu să încercăm să facem total diagonal pe paralipedul, facem punctat. Pentru că ele se clasează prin modelul paralipedului. Poate diagonală, cine mai poate fi? Ce prim A? Ce prim A, sigur că da. Iată o altă diagonală. Și pasta ar trebui să lăsăm în tot punctat. Altă diagonală. B prin D. B prin D, sigur că da. B prin D. Și A prin C. Și A prin C. Deci, practic, câte diagonale am avut de acolo? 4. 4 diagonale. Și avem un detaliu interesant de la lor. Toate aceste diagonale trec în același punct. Care este centrul? Asta acum tot este centrul unei sfere care trece prin vârful. Deci există o sferă. Aici, eu să zicem punctul O. Se poate demonstra că toate cele patru diagonale sunt concurente, trec în același punct. Și există o sferă care trece prin vârfurile, prin vârfurile paralipedului. Asta se va chema sfera circumscrisă, pentru că trece prin lucru, sfera circumscrisă unei paralipede. Aici, fiecare din jumătățile astea de diagonală, la adică este și o rază, o rază de sferă. Nu avem treabă mai multe de asta. Important este să știm că avem aceste diagonale. Deci să scriem. Diagonale. Că sunt în numărul 4, diagonale, și reprezintă segmentele congruente A prin C, congruent cu B prin D, congruent cu B prim, și congruent cu AC. Până aici avem un înțeleg? Nu. Deci este plop, da? Da. Deci dacă este plop, haideți să-mi aduce aminte șapte elemente de care o să avem nevoie în lecția noastră. Deci ne-am adus aminte de elementele părintele. Da? Da. Bun. Am să decuperi un pic corpul ăsta, deși n-aș avea nevoie de bine din mare, dar cred că o să mai construim un lucru. Dacă reușim să decoperez și să le dau într-o librărie ca să folosim pe asta. Trebuie să ne aducem aminte încă niște chestiuni din clasa a 5-a.
Pentru că astăzi, dacă discutăm de are și volum, o să mergem pe are și volum. Trebuie să facem întâi pentru a sa cincea, niște lucruri. Mai întâi, deci are al doilea lucru pe care vreau să aduce aminte, suprafețe. Ai volume, da? Despre suprafețe ai și volume. Și transformare. Și transportă. Așa. Abanul ăsta. Da. Spune dacă e... Da, da, nu, e bine. E cu abanul. E punctul 2 care e cașor. Ia, fiți atenți! Ce vreau și eu? Ce? Foarte mulți o să găsiți și prin manuale, da, și prin colegii. Haideți să vedem pe suprafață și alt. Pentru că am început să vă aduc aminte de la ce a plecat de lângă asta pe suprafață și alt. Aveam un contur închis. Da, poate să fie o linie închisă, poate să fie o linie pentru închisă, se numește suprafață mulțimea punctelor situate în interiorul contorului închis. Deci, suprafața, zice observații. Fața este mult corect, că aud de multe ori versiunea de formă. Suprafața este de 3 cm pătrați. Este o falsitate. Suprafața e mulțime de puncte, nu este un om. Deci, se numește suprafață. Deci, se numește suprafață. Mulțimea punctelor situată în interiorul unui contur închis. Situată în interiorul unui contur închis. Era asta situată în interiorul unui contur.
Utilizez pentru că aici avem un vas și scoatem din interiorul unui corp. Și toate în interiorul unui corp. Să știți că volume ca în toate corpul. Interiorul unui corp. Și astea sunt mici procedee de afară a volumului lor. În clasa de aici, de exemplu, veți afla un mod general de afară a volumului. Această temă de puncte situată în terenul unui corp va fi volum. Unitățile folosite pentru arie și pentru volum, pentru suprafață, de fapt, și pentru volum, sunt metru pătrat și metru cub. Așa cum știți în clasa. Practică, când zici măsor, suprafața metri pătrați. Practic, eu mă gândesc așa, cât e pătrate mari, până la aproape de un metru, imaginați-vă niște lucrări de gresie mari de un metru, ai tu nevoie ca să acoperi suprafața aceea, cât mai exact. Deci, asta face. Bine, unitatea asta nu are simetrie, pentru că noi avem și multipli și submultipli metri. Pentru că dacă îți măsori suprafața unui țări, nu o să vin cu milimetru pătrat, ci o să vin cu kilometru pătrat. Iar dacă măsori întinderea unui corp, nu o să folosesc kilometri pătrați, ci o să folosesc milimetri pătrați și centimetri pătrați. De asemenea, dacă am nevoie să măsor volume mari, de exemplu, kilometru cub. Kilometru cub o să folosesc ca să măsor stelele, de exemplu, sau să măsor niște planete, niște, da? Acolo vin cu kilometru cub. Dacă am dat măsurat volumul unei picături de apă, o să vin cu milimetri cubi. Da? Și asta îmi imaginez. Cât e cubul în cap, într-un corp, prin milimetru cub, sau un kilometru cub, în funcție... Deci, nu e nimic. Trebuie să număr cât e cubul cu latura de un kilometru încat într-un volum. Da? Sau cu latura de un milimetru, pentru că, v-am zis, alegeți unitatea în funcție de dimensiunea corpului. Da? Și acum să ne ducem aminte despre medii trenuleți. Trenulețul de la clasa 5-a, vă i-a spus scala. Unitatea principală era metru pătrat și mergem pe multipli. Avem decametru pătrat. Decametru pătrat mai are lărgirea și ea. Da. Hectometru pătrat. Hectometru pătrat are lărgirea de hectar. Și kilometru pătrat. Aici avem multipli. Submultiplii vor fi decimetru pătrat, centimetru pătrat, mie place să îi zic trenuleț. Era chiar o figură frumoasă, mama, clasa 5-a, unul din mama. În care apărea trenulețul acesta cu locomotiva, cu... Era... Da, era o imagine frumoasă. Eu am văzut imaginea asta de trenuleț de la clasa 5-a. Aici o să fac niște săgeți de transformare. Dacă vreau să vin de la... de la unitățile mari, de kilometru pătrat, să ajung în unități mai mici. Deci, trec prin înmulțire cu 10 la puterea a doua. Practic, această putere a doua o găsim ca exponent la unitate de măsură. Da? Deci, totul se transferesc că îl fac și ca ore, ca la clasa a 5-a de început, să zic așa. Mă pun încă... Că mă trebuie mai mulți copii, dar de ce mai puneți X-ul ăla de acolo? Am și-a rămas la clasa a 5-a. Ori 10 la 2. Că trec din unitățile mici în unitățile mari. În 40 la 2. Deci aici se împart la 10 la 2. Se împart la 10 la 2. Se împart la 10 la 2.
ricerca strutture trasformare sarebbe associante caro se non è esteticamente qua e caro esteticamente qua. E acqua io sento la mitezza del nostro sistema internazionale. Americani esce, invece con lo stesso scelto. Stiamo a delle trecce vecchie, non trecce ideali, da. Adesso vediamo un po' la volu, in interesse con la principale del musulo di essere metto come. Lo lasciamo per la presa di terra. Decamo un po'. Ecco metto come. Este voluntatea de trecere spre capacități. Este echivalentul unui litru. Și la capacitatea lichide avem altul. Deci 10 metri cub este echivalent unui litru de apă, da? Și am să vă zic și o poveste drăguță la o reclamă de Coca-Cola când au lansat ei prima dată sticla de Coca-Cola. Am făcut o reclamă interesantă. Nu știu cât ce-au înțeles-o. Asta e prea mulțumesc pentru volume. Da. Cât de presionat vă schema, am să vă zic că povestea reclamă de Coca-Cola. Cu camioana de Coca-Cola? Nu, nu, aia a fost prima dată când am văzut sticla de jumătate de litru. N-am crezut așa. Nu, o vezi scrie și pe YouTube acum. E una prin vreme, deci m-am zis că în partea vreme. Ăla este de 2000? Da, vreau. Și ce am prins? 1992, 1993. Deci, ce am prins? Fiți atenți, deci cum era reclamă? Și poate, puțin lume s-a prins ce sens avea reclamă aceea. Erau prezentate motocicletele de 250 cm cubi. Păi, și în reclamă aceea motocicletele alea zburau, se răsturnau, că erau la un concurs ăsta, așa, da. Off-road. Și separat, era un rat. Și era un băiat cu o sticlă de jumătate de litru, care zice ceva de tipul gustul vostru pe motocicletă de 250 cm cub, e mai slab decât gustul meu de Coca-Cola. De ce oare? Adică sentimentul meu e mai puternic decât al vostru. Adică Coca-Cola e mai bună decât... Dar de ce? E la mai mult... Ia fiți atenți, cât este un litru? Un litru este, am zis, este de 10 metri cu cub. Adică câți centimetri cub ar veni? Păi ele trece la 11 la al 3, da? Deci ele, când cresc și descresc aici, e un loc de 10 la 2, până în 10 la 3, da? Deci trecerea de la o unitate mai mare la o unitate mai mică se face puțin cu 10 la 3, cu 1000, adică, da? Uite, am uitat să facem trecerea. Ia ziceți-mi voi, dacă el avea un, dacă ar fi fost un litru, ar fi fost un decimetru cub, da? Da. Da. Câți centimetri cub înseamnă un litru? 1000. 1000. Și el avea ce? Avea un litru jumate. Nu, doar jumătate. A, doar jumătate. Câți centimetri cub? 500. Avea 500 de centimetri cub. El credea că având o sticlă de un litru, se credea că o motocicletă de 500 de și nu mai credea. De ce? De ce? De ce? Erau mai motocicleti și în două ce? El doar să dea cu sticlă de Coca-Cola. Da, sticla de Coca-Cola avea 500 cm cub. Și de asta, sentimentul lui era că el se află de fapt pe o sticlă. Era interesantă ideea.
Nu știu cât se iau prinsi de acele vei cauze. Nu, să știi că au mai fost oameni care s-au prins de poate. Dar asta era, de fapt, logica reclamă. Jumătate de litru era echivalentul a 500 cm cub. Iar în schimb de transformare, deci să reținem că un litru în 10 metri cub, da? Să reținem că un ar înseamnă 1 hectometru pătrat, un hectar înseamnă 1 hectometru pătrat. Apropo, un hectometru pătrat, câți metri pătrați are? Iată o întrebare clasică. Păi ca să trec, să ajung din hectometru pătrat până în metru pătrat, mai întâi trebuie să trec prin decametru pătrat, da? Da. Adică înmulțesc cu 10 la a doua, care înseamnă 100. Da. Și mai înmulțesc o dată cu 10 la 8. 10 la a patra. A, 10 la a doua și încă o dată 10 la a doua. 10 la a patra. 10 la a patra înseamnă un număr mare de 408, da? Un număr de 408, 10.000 de metri pătrat. Deci iată că un hectar are 10.000 de metri pătrat. Masa 5 a locul, voi veți ară, veți primi o fișă, toată lumea primește fișă ce a să-i transformă. Ce ar fi mai destul jos? Ce ar fi mai destul jos? Meru. Hai să trecem la punctul 2. Și discutăm de... despre desfășurarea. Ușor, ușor. Deci, desfășurarea apare pe drept un pic. Hai să tot țin. Dar n-am zis, m-am luat ultima. Să așa cum se cade. Ai raport pe mine, dar nu dă... Poate o scrie cu fiul. Însă ce am mai vedem dreptului că vom... Vreau să știți să desfășurați paralipedele acestea, pentru că o să fie probleme cu drumuri, parcurse de furnici pe suprafața paralipedului și avem nevoie de desfășurare. Îmi pare că, la exemplu, nu stau cum am făcut exemplul ăsta. Da? Ia, fiți atent! Practic, la paralipel, discutăm de ce? Discutăm de câte drepturi? Întrebare. Păi, în dreptunghi ar veni 4 fețe laterale și încă 2 de așa față. Și 6 drepturi. Practic, aceste 6 exact, să le tăiem și să le desfacem. Vreți să vă luau cutie care vreți, da? Da. Noi trebuie să vă gândiți cum arată cutia aceea desfăcută, da? Două dreptunghiuri aici. De exemplu, îți mai multe lucruri de desfășură. N-a să insist foarte mult. Practic, ca să vedeți desfășurările, dar ați luat pe mândă. Eu o să trecem de prin mare de la urmă. Da, e așa, fac. Le dau la jumătate. Le faci dreptul mult mai mare? Da, tot am pun dreptul mai mare. Și acum vă desena două drepturi din apă. Până aici, de exemplu, și până aici. Ceea ce am desenat până aici ar fi fețele laterale. Da, deci avem așa. A, B, C, D. Iar punctul A, când îl separăm, se duce în punta 1. Nu aveți să notez tot cu A. Trebuie să fie uite de bine. Aici avem A prim, B prim, C prim, D prim și să zicem A1 prim. Bine, eu pe A1 și A1 prim, vă puteți spune o altă. E, da, da. Nu e conotație. Eu am zis să tot cu A și A prim pentru ca să sugerez că punctul A s-a despărțit în două puncte, A și A1, și punctul B s-a despărțit în... Practic aici ce avem? Avem, să zicem, două rectunghiuri, la fel care sunt pe fețe laterale opuse, și alte două rectunghiuri care au venit tot pe fețe laterale opuse. Doar fețe laterale opuse la paralipel. Avem
fel cu fața DC ce prim de prim, da? Și avem fața DC ce prim de prim, care trebuie să fie la fel cu fața D de prim. Deci, practic asta am desenat. Am desenat fețele laterale, da? Deci, până acum avem așa. Aici e lungimea. Aici este lățimea. Lungimea, lățimea. La fel, lungime, lățime, lungime, lățime. Iar aici avem cele patru înălțimi. Dar atenție, e mult mai de patru înălțimi. Dar când facem desfășurarea, de fapt o să fie chiar... În desfășurare o să fie mai multe înălțimi. Sau mai multe înălțimi. 5. Adică sunt 5. Deocamdată sunt 5 pentru că apar două înălțimi. Eu trebuie să le știți de la fel cu mare. 4 lungimi, 4 înălțimi, 4 buchii laterale care le luăm de ca înălțimi, da? Aici am să pe desfășurarea mai mult. Pentru că punctele A și A' care generează înălțimea, la un moment dat când se taie și se desfac, mai generează înălțimea. Dar dacă cutia, deci asta e fața și o duce în dreaptă, nu, înălțimea aia practic nu în lungimea? Acum, în altă mână, am depus capace. Hai să punem și capace. Ca să punem capace, trebuie să venim cu bazele care au lungime și lățime. Pot să pun capacul, de exemplu, în partea aceasta. Dar dacă aici este lungimea, eu trebuie să desenez un segment care este cât lățime aceasta. Aici dacă am o lățime, aici am aceeași lățime. Și mă ridic și aici. Și am avem cum apare un dreptunghi de la bază. Da? În care avem lungime și lățime. Și exact cum am făcut într-o parte, pot să fac și în cealaltă parte. Dar, repet, nu este obligatoriu să-l puneți aici. Poți să pun dreptunghiul al doilea și aici, la bază. În funcție, eu aceste fețe, trebuie doar să repliez la locul mental și să văd dacă pot forma dreptunghiul. Da? Deci, iată, aici vine și al doilea dreptunghi de bază. Și aici am lungime, lățime și lățime. Practic că pe desfășurare apar mai multe lungimi și lățime. Mai să fac ultimele desfășurările acestea, pentru că atunci când vrem să vedem cum apar un contur pe suprafața unei părere, ne vom folosi de desfășurări. Și să dăm ca observație. Deși paralelul deși paralelificării. Așa, dreptunghic. Folosește patru lungimi, patru lățimi și patru înălțimi. Pe desfășurare pot fi construite mai multe. Pe desfășurare. Pot fi construite. Mai multe segmente. Adică lungim, lățim și lățim. Practic, am făcut o desfășurare în care apar 6 lungimi, da? Sau 5 înălțimi. Da. Dar voi nu trebuie să rețineți din desfășurare câte mulți are în paralipet. Da. Eu, pentru calcul, voi folosi 4 lungimi, 4 înălțimi și 4. Eu nu arăt desfășurare. Dar, repede, eu pot face această desfășurare, punând, de exemplu, baza care o avem construit aici. Baza aceasta de aici, de exemplu, pot să duc în partea asta, altă aici. Înțelegeți? Asta de aici o pot pune pe zona asta de aici. Adică, important e că le lipesc, ele să ne separalizeze. Așa cum e desfășor, mintea e desfășor la favor. Și vedeți dacă e executiv. Că există desfășurări care, atunci când le înfășurați, faceți și o grață în care să nu înfășurați. Nu mai e executiv. Este absolut.
Deci, atenție și la coșuri. Nu. Nu. Mergem mai departe. Și discutăm de al treilea punct al lecției, în care vom vedea formulele pentru AI. Aici la AI, formulele de AI, volum și diagonală. Deric, mă opresc acolo. Hai, de. Eu vreau să fiți atenți și să... îmi puneți întrebări, eu vreau să înțeleg. Adică... e important să înțelegem bine. Mai construim un paralel, să văd dacă reușesc să aduc eu din nou. Nu știu care era. Așa am zis, mai fac de pe. O păpăză. Și lățime. Pe lângă ABCD înseamnă lungime și lățime.
Și zice, în egală cu lungime, o lățime. Dar aia de aur de prince prin de prime, tot lungime, o lățime. Că cele două... Asta nu are oameni în lungime, o lățime, așa? O doi. O doi. Pentru că avem lungime, o lățime de două. Plus, ia să ne mai avem aia lui B prin ce prin ce B. Păi ce latul avem aici în formarea aia de pe fața aceasta? Avem lățimea și înălțime. Și lățime și înălțime avem și pe fața aia de prima prima. Și pot să zic plus de două ori lățimea ori înălțimea. Da? Plus. Și acum să luăm fețele AB de prima prim și DC ce prim de prim. Dacă vedem pe fața AB de prima prim, aici avem calorii, avem lungimea și înălțimea. Și cum se poate avea tot lungimea și înălțimea, vine plus de 2 ori lungimea ori înălțimea. În momentul ăsta să spun un fapt profund pe area 3-2 și am o formulă pentru area totală pe care va trebui să o reținem. Aia de care apare de pe din au cu 2 pe lângă lungimea ori înălțimea plus lungimea ori înălțimea plus lățimea ori înălțimea. Practic, eu mă joc cu aceste dimensiuni mereu. Da, iată, deci, formula are totală, da, fără de pe. Aici am vrut să avem cealaltă arie despre care am vorbit. Deci, aria totală ar fi suma tuturor fețelor. Apoi, de totală, la corpuri mai discutăm și de aria laterală. Aria laterală, zi. Nu, marca ea! Bun. La arii, deci am văzut că ariile sunt arii totale și arii laterale. Dar am văzut că nu arii totale, adică doi lângă toate combinațiile de două dintre ele. Haideți să vedem și corpul arii laterale. În sensul că vom calcula aia laterală tot pe baza unei formule. Să vă facem încă unul? Voi, eu am citit. Pe mine trebuie să faci. Nu mai faci. Nu mai faceți, eu așa. Zicem aia laterală. Hai să vedem cum formăm aia laterală. Deci, observație. Prin aia laterală. Se înțelege suma ariilor dreptunghiilor ce sunt fețe laterale. Adică, aria laterală din ce ne va forma? Va fi formată din aria lui AB de prima prim. Plus aria lui BC ce prim de prim. Plus aria lui CD de prim ce prim. Și o să vedem în lungimea, înălțimea, S, 2 și 3H. A, 2H.
aici. Așa. Și vine de aici. Doi. Pe lângă pe lângă rugina a pus o țină. O înălțime. Numai că rugina o rățină, pus o țină de doi. Urmează ceea ce se numește perimetrul bazei la piramidă. La... Deci se vine și ușor formă. Aia laterală. Vine da, e o să vină baza perimetrul bazei la înălțime. Perimetrul bazei la înălțime. Bază. E o formulă care o să o găsim la toate prismele. Aia laterală. Numai că și dacă formula nu știu la afară de pediul. Formula este cel a prisme în general. Prin prismă din lungă regulată, prin partea terțului hexagonal cu aceeași formulă de lumea. Da? Iar deci, formula aia laterală. Și acum, când se aduce aminte formula volumului din clasa 5? Mai zic, era volum, lungimea, ori lățimea, ori lățimea, ori înălțimea. Deci, practic, ca să măsoar tot volumul. Ah, da, lungimea. Da. Da. Iar este în lăci, da? Da. Vede lungimea, ori lățimea, ori înălțimea. Deci, avem până acum formulă pentru area totală. Să știți că nu am să insist foarte mult pe formula aceasta a laterală, pentru că, v-am zis, o să mai regăsit și la prisme. Acum am un lucru, o să avem nevoie de ea, să o lasăm. Este specifică favorită lui. Însă mai vreau să vedem și formula diagonală. Cum calculăm diagonală? Hai să notăm cu de diagonală. Și, în primul rând, să vedem că diagonala vine ca hipotenuză într-un trunchi dreptunghic. Trunchiul dreptunghic care mă interesează să-l vedem este acesta de aici. D'D'B. N-am corp. A, păi, practic, ăla simte rămân pital, sigur că așa. Și zicem, între unghiul de unghiul de dreptunghic, aici am unghiul drept de SND. Rezultă că o fotă rămâne lui Pitagora. Rezultă că dreptul B la pătrat, ea este ipotenuza, egal cu unghiul dreptul B la pătrat, plus D B la pătrat. Asta de aici, însă, o facem tot total. Ea e pe fața, e pe fața de jos și nu se vede. Deci, iată, primul triunghi dreptunghi care trebuie să-l recunoaștem, să-l folosim când avem ocazia, e triunghiul acesta, de prindere. Care vreau să vedem, e triunghiul format de diagonală pe bază. Noi știm că ABCD este bază, e dreptunghi. Asta înseamnă că A avem un unghi de 90 grade. Și asta înseamnă că eu pot veni și cu celălalt Pitagora pe unghiul de prim, de AB. Aici, iarăși, pe terenul Pitagora. Asta înseamnă că dacă scriem triunghiul de AB, că este triunghiul dreptunghic, triunghiul de, în baza teoremei de Pitagora, că D pe pătrat este egal cu A pe pătrat, sau D a pătrat, cum vreți voi, plus A pe pătrat. Și de aici am dat șansă fac. Am să înlocuiesc pe D de pătrat
ce dracu? De prin de pe drac. De bine, de prin de pe drac. O lăsăm în pace pe ăsta. Plus, și în loc de pătrat, pun formula de pe pătrat și vine plus A pe pătrat plus A pe pătrat. Asta înseamnă că D prin B am zis că este diagonală la A pătrat. Bine, D prin D pătrat care este înălțime la pătrat plus A pe pătrat este înălțime la pătrat plus A pe pătrat care lungime la pătrat. Acolo radică și vine că diagonala este radical din lungime la pătrat plus lățime la pătrat plus înălțime la pătrat. Iată a treia formulă foarte importantă și anume formula diagonalei unui divizor. Vă repet. Diagonala este radical din lungime la pătrat plus lățime la pătrat plus înălțime. Deci avem area totală, care vine 2 pe lângă lungime ori, plus lungime ori, plus lățime ori, lățime. Avem formula volumului, care e lungimea ori, lățimea ori, lățimea, și avem formula diagonalei, care e radica din lungime pătrat, plus lățime pătrat, plus lățime pătrat. Bine, și noi avem și formula unilaterală, dar am zis, formula asta o ține minte, dar o să ne mai întâlnim cu ea și la prismă. Asta o luăm de la prismă. Da. Toate cele trei formule de bază la paralelepipede. Dar ce se întâmplă cu paralelepipedul nostru dacă lungime e egală cu lățime, egală cu înălțime? O să fie totul ok. Eu imaginez că fac cele trei dimensiuni egale. Da? Este lungimea lățimea, ce este? Un cub. Exact. Deci, iată, cubul este un caz particular de paralelepiped, în care lungimea, lățimea și înălțimea sunt egale. O să folosesc L ca notație comună. Deci, observație. Dacă lungimea egală cu înălțimea și egală și cu lățimea, atunci paralelepipedul devine cum? Deci cubul este un caz particular de paralelepiped. Cum sunt toate fețele la cub? Egal. Adică ce sunt? Pătrat. Sunt 6 fețe. Este un caz particular de paralelepiped. Deci acum să transformăm paralelepipedul, să-l facem cub. Eu am să mă joc un pic cu paralelepipedul. Iar eu fac. Deci faceți cum? Cum o fac eu? Cum o fac? Mă ridicăm un pic de aici, că trebuie să ai o dimensiune la fel. Așa-ți fac. Ce-ai scris? Ei, te-am gândit. Îl mai ușurăm un pochit. Am ușurat. Cu dimensiunile egale, am ușurat și am facut. Da, acum ai cum. Este cum, nu? Magie. Da. Mi s-ar face așa și pe care. Vreau să vedem ce devin formulele de aria totală, aria laterală, chiar și aria laterală. Hai să luăm formula aria totală. Aria totală, ce era? Era durării pe lângă. Hai să avem de lungime să pun lumic de acum, da? Și în loc de lățime să pun tot lumic. Păi ce devine? Devine așa, L mic ori L mic, plus L mic ori L mic, plus L mic ori L mic. Așa devine formulare totală, când toate sunt egale, nu? Da. Înseamnă că aia totală e de la cub.
2-2. Ok, lui. Lui la doua. Vine lui la doua. Plus lui la doua. Plus lui la doua. Cât e lui la doua plus lui la doua plus lui la doua? Înseamnă că aia totală cât mai ieși? 6 de lui la doua. Ești logic. Lui la doua înseamnă latura unui pătrat. E aia unui pătrat. Câte fețe are cu? 6 ori are. Da? 6 ori la doua. Iată de ce avem o formulă pentru area totală și pentru cub. Haideți să luăm o area laterală. Area laterală a zis că e perimetrul bazei înălțime. Dar perimetrul bazei, imaginați-vă că e picios aici avem pătrat. Cât e perimetrul? Păi tot e la asta. Nu, nu e la asta, e perimetrul. E formulă la area laterală. Patru, da? Deci ar trebui de perimetru bazei, zic. Păi nu perimetru era 4 lână. 4 lână. 4 lână. 4 lână. O, H și tot lână. Da. Și vine 4 lână. 4 lână la a doua. Așa. Și înseamnă că are lateral. Vine 4 lână la a doua. Păi câte pătrate sunt creatura? Sunt 4 lână. Da. Și cum un pătrat are la altul la pătrat? 4 lână. 4 lână. 4 lână. Iată. A doua formulă pentru aia laterală la cu. Dacă la acest post o să mai discutăm separat, că o să mai facem cu aia formulă. Deci avem mare total, avem mare laterală, avem volum. Ia ziceți în volum. Laterală? Da, e o latură, ori latură, ori latură. Pe lungime, ori lățime, ori lățime. Da, deci știam bine. Și înseamnă că e volumul, vine latură, latură, e foarte bine. Asta e încă o problemă pentru volum. Și ia fiți atenți acum pentru diagonală. Cum e diagonală? E o linie radicală mai lungă din cine? Din la trei latura la latura la pătrat. Nu e trebuie. Plus latura la pătrat. Latura la pătrat. Plus latura la pătrat. Exact. Și vine diagonală. Egal cu radical din 3 latură la pătrat. Dar radical din lui pătrat cât iese? Nu. Adică e care? El e modul. E modul din... Da, acum noi suntem la geometrie și lui e latură și pozitivă. O să vină ca în... Înseamnă că lui se apară. Lui pătrat se apară, ca lui simplu. Adică o să vină la radical din 3. Exact. Iată problema diagonală din pătrat. Latură radical din 3. Da? Ce înseamnă că la cub avem și următoarele formule, le putem folosi de acum. Și anume, nu vreau să ne-ați voi altceva. E cum? Este cum, da? Avem, încă o dată, area laterală, ia ziceți-mi. 4 lui la 2. Foarte bine. Area total. 6 lui la 2. 6 lui la 2. Volum. La 3 la 3. Da, 4 lui la 3. La 3. Diagonala e... Diagonala e 3. Și punem diagonala cât? De la diagonala cubului. La 3. Că la adică o să am și diagonala la area feței. Care va fi la totalitate de noi, dar o să... 6 formule o să avem acum, nu 4. Adică vine și avea mai fețe și diagonală mai fețe. Bun, iată și formula acum. Că nu aici avem întrebări? Nu. Nu. Hai acum să discutăm atunci de câteva probleme care au mai atras atenția. Zicem exemple de probleme. O problemă de numărătoare. Așa. Vrea pauză, da? Nu, mai... Continuați, că îți crede în picioare. Îți crede în picioare. Ai mărțit de tot. Ia, fiți atenți la următoarea problemă. Aici l-am selectat eu un pic. Fie
e am un paralipet, prima problemă. De ce? E. Un paralipet. Așa, cu dimensiuni de. Să zicem, lungimea de 8 decimetri, lățimea de 10 centimetri și înălțimea de 0,4 metri. Da? În care se așează cubul, în care se așează cubul cu latura de 2 centimetri. Împărțim. Așa. Mai întâi era așa.
Mai trebuie să vedem că... Te transformă în... Transformația aceea și în cealaltă măsură. În metri? Sau... În decimetri. Sau în centimetri. Lucrăm cu... Hai, în decimetri. În decimetri trebuie să... Asta înseamnă că rățimea care erau cu 10 cm egal cu 10 metri, mai adic. Și rățimea care este 0,4 metri egal cu 40 decimetri în cubi. Și înseamnă că numărul total de cuburi vine volumul 1 împărțit la volumul 2. Înseamnă că numărul total de cuburi este venit 32 de decimetri cubi împărțit la 8 decimetri cubi. Înseamnă că el este acela de decimetri cubi. Nu, dispare. A, decimetru. Decimetru cub. Sau A se împarte cu decimetru cub și se simplifică. Și face U. Da, da. Și dispare. Da, da, da. Și avem matemul de 4 cubi, da? N-am mai pus... mai aveam încă două probleme. O să le las la...